A fost o decizie care, în analiza noastră de atunci, nu a semnalat foarte multe hibe pe care are această lege. Iar acum regretați că ați luat acea decizie? Dacă mă gândesc către trecut, da, nu a fost o decizie solid fundamentată și atunci trebuie să aducem corecturi, trebuie să fie corectată printr-o înlocuire totală a procedurilor pe această speță. Recursul compensatoriu în forma actuală trebuie abrogat, numai că dezbaterea care trebuie dusă la bun sfârșit este acela că o simplă abrogare creează o lipsă de abordare juridică a problematicii totale. Trebuie să vină din partea Ministerului sau a specialiștilor o strategie și un text de lege care înlocuiește actualele acte normativă și nu lasă un gol în procedurile juridice care privesc această speță.